Bună ziua, domn Dușeni! Propunem ca 5% din vânzarea de țigări și alcool să meargă direct pentru susținerea tineretului și sportului. Astăzi 380 de milioane de lei pe an. Vă dați seama, dacă împărțim banii ăștia la raioanele care le avem azi, o să vedeți că tinerii o să fie ocupați. În Republica Moldova reguli poți să faci doar dacă în Parlament și la guvernare merge o echipă care se va poziționa ca revizor, ca zavhoz. Și astăzi, dacă mai multe state civilizate au adoptat o Constituție nouă, care e problema noi să o adoptăm și nu mai spunem la oameni că legea nu ne permite confiscarea averii la rudele cetățeanului care e reținut? Ca pentru corupție, și de la 15 ani până pe viață. Și este teamă să pui mâna pe bani. Azi n-au niciun stres. Eu am promis regulă și am zis că oamenii de la Califerat să treacă la buget și să nu umblați cu mâna întinsă cu șerutul și cu împrumutul anul prejur. Eu am nevoie, să-mi permiteți, am nevoie de 6 luni să fac o revizie totală. Cum am venit primar la Bălț și m-am apucat de fiecare întreprindere și am găsit bani și pentru a repara piețele și pentru a repara drumurile și sport și restul. Eu în 6 ani de zile salariul meu de primar îl donam la oameni, la copii. Eu merg încolo să fac regulă. Și credeți-mă că să fac foarte dur. Eu trebuie să vin să mă uit în ochi la dumneavoastră și peste un an și peste 5 și peste 10. Așa că tot să fie bine. Eu vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Eu continuu lucrul în raion. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Să fiți sănătoși, domn Dușeni. Mergem înainte, avem ordine de lucru, azi mâncim, că altfel dacă n-ați mâncim, azi dispară țara. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.